Vă zic că în toate manualele, absolut în toate manualele, vă zic că unei instituții generale de învățământ, erau doar texte, poezii, cântece, deci despre măreția Uniunii Sovietice, despre cel mai mare, cel mai puternic stat, condus de către Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. Hai vine! Stai. Gata. Gata, Pietrică, gata. Ia că-ți cânt cucurucu. Da. Oaspis, da eu. Ia că. Nu mai în sală. Ia că duc la fiețe. Unde duci, cucoană? Ia. Asta-i Pietrică. Asta-i Pietrică, el e blând. Așa. Da, el e rău. Ca să înțelegeți deci, ce însemna propaganda și agitația, ar trebui să revenim la deci, originile Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Deci, la baza Partidului Comunist a stat întotdeauna promovarea unor pseudovalori, deci, care au fost deci, atât de bine concepute, încât majoritatea cetățenilor nu își dădeau seama că ei se află într-o societate artificial creată. Era promovată cu insistență doar măreția acestui stat și acestui partid. Gheorghe taci și îmbrădează, știe el de ce lucrează. Și aici un ciocărlan îi cântă, dar el zice, ai venit țurlui, țurlui, la arat țurlui, țurlui. Așa? A, da, și Gheorghe tace și îmbrăzdează, știe el de ce lucrează. De fapt, primeau două trudozile pe zi, ceea ce însemnau 20 de copeici. Era o rușine. Atunci eu am înțeles că totul este doar o iluzie. Toată această învățătură este doar o metodă de a-i îndobitoci pe oameni. Numai decât trebuia să organizăm întâlniri cu mecanizatorii, cu mulgătoarele, cu lucrătorii din alte domenii. De regulă aceștia erau învățătorii, sărmanii învățători, care trebuiau să citească 50-60 de lecții. Pe an, riesc despre deci, măreția Comitetului Raional, adică Comitetului Central, a personalului Brejnev, că era majoritatea cazurilor așa, sau ceilalți. Vă zic, de ce Gorbaciov a început deci, această așa, apoi de ce Gorbaciov a vorbit despre necesitatea deci, tăierii viței de vie și tot trebuia să le explicăm noi. Așa, și numai decât despre istoria deci, Partidului Comunist care a început odată cu Vladimir Ilici Lenin și de ce noi sărbătorim 90 de ani, 100 de ani și așa mai departe. Omul era dependent absolut în toate de societatea aceasta și trăia doar cu ziua de astăzi. El citea doar gazeta Pravda, asculta doar programul acesta, el nu avea altă informație. Oamenii, neavând informații, nici nu puteau să-și formeze o concepție, erau oameni lipsiți de concepție. Și majoritatea oamenilor, simpli, ce dau? Ce se întâmpla? Se începeau bețiile. Erau niște beții groaznice. Pe timpurile regatului român, vă zic că la masă, moldoveanul, basarabian, se așeza la masă cu deci, un păhăruț de 50 de grame pentru vin. Apoi a apărut paharul de 250 de grame. Asta e. Este proverbul ăla. Vă zic că noi înapoi istoria nu putem reface. Așa? Noi trăim cu această deci, istorie. Este a noastră. Așa? Din această istorie, noi dacă vom încerca, vă zic, să luăm ce e bun și ce e rău, cred că vom face un mare rău. Este al nostru. Atât bunul ăla și răul ăla. Deci să uităm că în mediul bine informați, asta e
și cel mai mult mi-a format.